Predecia numărul 1. Denisa Begu, Emanuel Dreagu. Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu a prezentat aseară spectacolul Bobocilor pe scena Casei de Cultură. Tema aleasă pentru bal a fost timpul, iar elevii au pregătit momente excepționale îndrumați de cadrele didactice implicate, respectiv Codrina Anghel, Juja Dul, Daniela Negrile și Marius Lupu. Momentul de început a fost un adevărat spectacol de joc scenic și lumini despre naștere, viață, speranță și iubire. Farmacia, atât de necesară în viața noastră, dar nu știți cât de greu este pentru un farmacist să fie drăguț și să găsească soluția potrivită atunci când nu cunoaște sursa problemei. Să vedem, se va descurca. Urmează eleva Popescu, Mădălina și Bejan Teodora. Farmacia! Elevii au compus scrisori către ei din viitor, în care și-au așternut dorințele și năzuințele. Bobocii și-au demonstrat atât inteligența răspunzând la întrebările prezentatorilor, cât și talentul în diferite domenii, respectiv muzică, dans sau teatru. Mister Boboc 2017 a fost ales elevul Gabriel Bortan din clasa 9 pedagogic, iar Miss Boboc, eleva Denisa Costea din aceeași clasă.